Pagina de media prezintă un număr de spoturi care, potrivit unui studiu, le plac românilor și le califică drept haioase, emoționale sau cu poveste. Este rezultatul unui studiu pe care îl face Ipsos Research, iar comunicarea a fost produsă la zilele Biz. Potrivit acestei comunicări, consumatorii români s-ar împărți în patru categorii. Unul, o primă categorie ar fi cea temerarului vesel, cărora le plac reclamele dinamice și surprinzătoare. Și se dau și niște exemple aici. Reclama pentru rom, senzații tari române, care personal se pare o reclamă relativ interesantă. O tânără gustă din ciocolata rom, apoi se trezește într-un spațiu idilic și ulterior vine un manelist care îi oferă acea senzație tare. Ea nu știe ce să facă, iată manelistul și se trezește înapoi în cadrul inițial. Reclama este drăguță, interesantă. Acum, brandul acesta rom, existent și înainte de 89, a fost preluat, să spunem, cu succes. Nu știu cât i-o fi costat pe producători asimilarea brandului. O altă reclamă ar fi reclama Bucovina Bebe Shaolin. Personal, nu-mi plac reclamele în care sunt folosiți copiii pentru a promova anumite produse, chiar dacă sunt suficient simpatice. Și ca atare nu vom mai difuza de asemenea această reclamă simpatică de felul ei. Nu știu cât de căutați sunt biscuiții ca urmare a reclamei, o fi simpatică, dar iarăși folosiți copiii pentru reclame, ceea ce mie personal nu mi se pare o procedură prea onestă. În sfârșit, o reclamă pentru un tip de cafea. Se mută niște tineri într-o casă, dintr-o dată se trezesc spatele cafea din marca respectivă, se trezesc o vizită, așa, iar vizitatorii, mai mult sau mai puțin toțiți, și-au luat cadourile, se pare, chiar din grădina lor. Asta este. Și aici, iarăși o reclamă pentru semințe, dar ce nu-mi place la această reclamă, le-o fi plătând la o anumită categorie de neatârnați. Vedem niște inși obezi, tot care înfulică la semințe și cantitățile enorme de bere pe care le consumă și se mută într-un... La fel și ei se mută într-un alt peisaj, precum și tânăra care consuma ciocolata rom. Și o reclamă pentru pachetul Fiber Race. Asta, într-adevăr, mi se pare drăguță, pentru că este îmbinată, să spunem, personalitatea unui cântăresc la modă cu o situație foarte dinamică și până la urmă aceasta ne conduce și la prezentarea ofertei de Fiber Power. În sfârșit, reclama cu butoiul de la Timișoreana. Butoiul merge singur. Asta chiar nu știam. Călătorește prin istorie acest butoi minune. Dar când ne-au difuzat atât de mai des, probabil mai multe reclamă de concurs, să zicem, ce se întâmplă. Vreau să ilustreze faptul că tradiția de fabricare a berii respective. Și în sfârșit o reclamă la bomboane, care până la urmă iarăși ne îndeamnă să consumăm cantități mari. Chiar dacă la început apare o singură bombonică, aici ulterior vedem așa care încearcă să scape de casa de marcat, ulterior vedem că de fapt
Cantitatea cumpărată este mare. Asta, între două pungi mari, ceea ce ne-ar îndemna la un consum exagerat și iată reclame de tipul acesta care ne nu să consumăm multe, ci mult, ca să zicem așa.